avem noi aici? Pam, pam. Să punem aici așa. Ce avem noi aici? Noi avem aici ceva ce trebuia să am de foarte mult timp. De cam vara trecută am pus niște. Iau. Și l-am luat de m-am tot. Da, după cum bine ați văzut în descriere, panou solar pentru bărcuț. Chiar am nevoie, sincer, eu petrec foarte mult timp pe apă, sau cu zilele. Ia uite-l dat. Stau cu zilele și, sincer, am nevoie de curent, deși am două baterii. Aici am luat și controlerul, pentru că am nevoie de el. Deși am și alimentări USB-uri, multe chestii pe aici, dar asta nu numai când pot să-mi alimentez accesorile, ci și îmi controlează curentul în baterie și în toată instalația. O să îl montez. Exact, acolo o să-l montez. De asta am lăsat și acest spațiu. Uite, ce frumos va sta. Exact acolo. De asta am făcut și LR-ul meu, cum îi spun eu, dacă bineînțeles ați văzut. Suporturile de lansete, lumina de navigație, steagul României și o să mai urmeze un steag. Surpriză, o să vedeți atunci ce. Panou solar și lumini. Deci panoul solar este... Ia uite-l. Ia uite-l cum va sta. Super frumos. Super șmecherie, va capta tot. Ah, de când îl vreau eu. Ce să mai, o să ne apucăm de instalat. Totodată o să fac instalația electrică și la lumina de navigație și la proiectoare, pentru că nu am apucat să le leg. Am așteptat să fac întreaga instalație. Cu butoane o să-mi vină o grămadă de butonele și pe aici. După cum bine vedeți și știți, am cu USB-uri, cu încărcări, cu voltajul, cu lumini, cu pompă de santină, cu termometru. O să vină un termometru chiar și digital. O să văd unde îl montez pe ăsta. Aș fi vrut, sincer, să-l montez undeva ferit, pentru că ăsta sigur intră apă în el. Aici tot ce am nu intră apă în ele. De asta l-am și pus. Posibil să-l pun aici așa sub barcă undeva. Nu știu exact. Sau să-l pun... Dar mă încurcă că eu mai bag bagaje pe aici, mai bag lansete. Sincer, nu știu unde să-l montez undeva. Adică pe mine m-ar fi ajutat aici, că văd totodată și curentul și pot să-mi reglez eu aici. Că poate bagă prea mult, poate prea puțin. Dar nu vreau să plouă în el. Nu știu, o să văd... unde și cum îl montez. Poate posibil că acolo, pe aici nu prea umblu eu la vâsle, rar. Nu știu. O să mă gândesc, o să vă arăt. Bun, să ne apucăm de treabă. I-am făcut și un test. Așa, l-am pus la soare cu LED-uri, cu baterii. Încarcă, totul e ok. Sincer, chiar își face treaba super bine. Nu este de o putere mare. Sincer, vreau un panou de 20-30 de W, dar oferta care am găsit-o a fost de 10 W. Am crezut că este mic, dar sincer sunt mulțumit de la cum lucrează. Așa că o să trec la montat. Unde am pus, nu? Asta așa că... Am luat și fir. Am luat și niște butoane, că vreau să înlocuiesc pe aici și butoanele de la lumina de navigație. Am luat și fil să leg tot ce am nevoie. Să mă apuc de montat. Vom monta întâi panou solar. Așa. Că apoi de unde e montat, știu că e fix, o să pornesc cu instalația electrică. Voi băga firul prin această izolație, așa, pe partea asta exterioară. Aici voi face izolația, pentru că sincer nu vreau să se coacă instalația electrică de la soare.
după o vară incendiară. Sincer, îl coace foarte repede și nu vreau totodată nici să am scurturi între ele, pentru că îmi vin 6 fire pe aici și nu vreau nici să se coacă, să am probleme. Să iau foc tocmai pe apă. Nu, glumesc, dar protejează foarte mult de soare și automat vreau să nu dea rază de soare în el, să fie cât mai pitulat. Hai că muncesc de ceva timp pe aici, că panoul, sincer, și cu butoanele l-am pus de foarte mult timp, dar a trebuit să-mi refac și instalația de la lumina de navigație, că cam făcea probleme, cam de când am făcut-o făcea probleme și am schimbat tot firul, butonul, totul de la zero, am făcut-o de la zero. De câte instalație electrică am aici, o întreagă nebunie de fire. Am pus și butoanele. Bun, acum, totodată, singurul lucru ce mai rămâne este să montez controlul la locul lui și să bag bateriile sus. Bateriile vor veni sus băgate, tocmai asta a fost și ideea. Sincer, am două baterii de rezervă. Nu aveam probleme, adică, cum să spun, mă țineau câteva zile. Asta mică mă țineau într-o o zi full. Și dacă o foloseam doar pe amare, mă ținea cam vreo cel puțin 3 zile de voie cu lumini interioare, exterioare, cu becurile, cu încărcătoarele la telefoane, cu tot. Dar de asta am zis că să pun panou, pentru că mereu trebuia să o iau, să o scot de aici, să o încarc la autorulot, acolo mi-am făcut la fel niște fire speciale să o încarc, atât pe a mea cât și pe a prietenilor, și de asta am decis și cu panou, să nu cumva să mai am probleme, poate, sau mai mult, am stat și o săptămână pe apă și știu că n-am treabă, nu le mai scot de aici, le pun acolo definitiv și doar din apăsarea butoanelor, mi-am făcut niște butoane să opresc panoul, de aici așa opresc panoul, definitiv, rămâne doar pe baterie. De aici am făcut să-mi cupleze, deci bateriile sunt independente, doar în caz că se consumă cealaltă. De aici am pornit-o și îmi ia și asta, îmi încarcă panoul și pe aia. Le-am făcut să le pot folosi pe amândouă. Aici la fel am pentru sonar. Asta e pentru o baterie, bateria generală, toată barca. Asta e pe bateria mică. Nu știu, așa le-am făcut, am zis să am de rezervă. Că mi s-a întâmplat să rămân fără baterie și a trebuit să vin la mal să o schimb pe de la mașină. Și tot așa. Mi-a fost greu, nu mai pornea mașina. Am întâmpinat fel și fel de probleme în trecut și mi le-am făcut să nu mai am probleme. Ce să mai mă apuc să bag sus acolo bateriile, deocamdată de probă, iar controlul o să-l prind definitiv și o să vreau să-l prind acolo sus, acolo jos, de fapt, pentru că vreau să-l văd de aici așa, cum va sta el așa frumos, să văd și eu voltajele, pentru că trebuie să te uiți, să știi cât bagă, să controlezi setările și totodată să am acces să-mi încarc și telefoane la acest USB, deși am și pe aici, după cum bine vedeți, o grămadă de încărcătoare de USB-uri și așa mai departe. Dar de aici așa, din spate cum stau eu, voi vedea perfect display-ul acolo. Gata, l-am prins, cam așa va veni. Sincer, o să scot acum bateriile, o să le încarc la redresor, pentru că la ultima partidă de pescuit le-am descărcat blana. O să le încarc la redresor zdravă și apoi o să le pun. O să le încarc la redresor pentru că și panoul, sincer, le încarcă. Mai ales că am atât timp cât timp stă și eu nu plec la pescuit. Panoul meu captează soare. Să că vă și arăt. Ia uite. Captează soare mereu non-stop de acolo. Așa că aș fi putut cu ușurință să le las la încărcat două mori, să zic așa. Dar o să le încarc eu la redresor să le știu tun și apoi o să mi le controlez cu panou și cu butoanele, că de asta am și făcut butonul ăsta de general, pentru că seara sau în alte zile, când bateriile sunt încărcate, el mereu îmi va băga și voi avea tensiune în acest control și, sincer, nu vreau să meargă non-stop. De ce să meargă? Când pot să-l sting cu ușurință, pac-pac, ați văzut? Și îi dau drumul când consider că trebuie să mai încarc bateriile sau înainte să mă duc la pescuit, la fel să le încarc, deși automat îți dai seama că vor fi încărcate.
Da, ce să mai... Cam asta a fost tot. Panou e prins acolo frumos. Uite ce bine asta. Lumina din navigație. Merge și aia. Uite. E prinsă. Cam asta este. Instalarea panoului solar pe barcă. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare și poate am dat idei la cineva să-și monteze și el, că sincer este foarte ușor de montat, nu este scump, chiar l-am găsit la o ofertă și panoul și controlerul și te ajută să nu mai schimbi la baterii, să nu le mai iei, să le omori cu redresoarele, că sincer le omori bateriile cu redresoarele, să le pui de fiecare dată, se duc. Așa cu panoul ai o încălcare mai lentă și automat nu rămâi fără baterie pentru că el bagă, dar mereu îți menține bateria cu încărcare mai lentă, nu forțat. Deci sunt multe principii în care chiar te ajută un panou solar pe barcă, mai ales dacă chiar și pescuiești mult, stai câteva zile pe apă sau plecați. Dacă te duci așa ocazional din când în când, n-ai nevoie. Ai nevoie de o baterie. Uite, de mașină e suficient. Ce să mai? Asta e. La revedere!